Având în vedere temperaturile exterioare scăzute din ultimele zile, precum și prognoza meteo care anunță temperaturi în scădere pentru zilele următoare, Termo Urban Craiova SRL anunță că din noaptea de 17 spre 18 octombrie vor începe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din municipiul Craiova. Acțiunea se derulează progresiv, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și numărul mare al consumatorilor. Probele la cald se vor desfășura astfel încât, pe măsură ce temperatura exterioară scade, toți consumatorii să beneficieze în condiții normale de furnizare a agentului termic pentru încălzire în regim non-stop.